Ce chemare dulce! Încă o dată, vino azi, căci încă este har. Slăvit să fie Domnul care ne-a mai dat un har. Mie mi-a mai dat un har să fiu la frângerea pâinii. Asta va fi subiectul meu astăzi, câteva descoperiri la frângerea pâinii. Câteva lucruri care s-au întâmplat în contextul acesta, la frângerea pâinii. Pentru mine este un har să mai fiu la masa Domnului aici, în lumea asta. Joi, am fost la spital să mai mă întâlnesc cu doctorii odată și am stat de vorbă cu mulți dintre ei și cu nurse care s-au ocupat într-un fel de mine și mi-au făcut un certificat și au ținut să se semneze toți pe el. M-a pus să bat într-un gong și au aplaudat toți că s-a terminat ei. Nu au ce să mai îmi facă mie. Și au zis și doctorul, eu nu am ce să-ți fac ție, ești unicat. Tu ai avut tumoară canceroasă, gradul 4 cancer, metastază împrășteat în tine și l-a ficat. Și tu apare așa în fața noastră? O să du-te acasă. Și Dumnezeul la care tu îi slujești a fost cu tine, să fie în continuare cu tine. Eu mulțumesc Domnului, cum spune cântarea, eu nu știu, Doamne, unde încă vor mai merge pașii mei, dar știu că Tu poți fi oriunde lumină sfântă pentru ei. Eu nu fac mari declarații, pentru că Dumnezeu m-a ales să-și dezlănțuie prin mine, că dacă ar fi vrut să mă ducă, mă ducea, dar cred că trebuie să arate prin mine și prin tine, beteagule, că există un Dumnezeu mai mare decât cancerul și că un Dumnezeu care face tot ce vrea și în cer și pe pământ. Nu era nicio pagubă dacă eu plecam. Poate pentru El era o pagubă. Dar Dumnezeu vrea să se glorifice prin noi. Noi ne-am născut și Dumnezeu pentru asta ne-a făcut să slujim de laudă slavei sale. Ține minte pentru ce existi în lumea asta, în primul rând, să slujești de laudă slavei lui Dumnezeu și apoi celelalte. Sunt bucuros, frate Grigor, să te văd. Pentru mine, voi sunteți patriarhi ăia de demult. Ai fost un om de inspirație, un om care ai făcut ce a mai făcut unul din Biblie. Regele David, mai la bătrânețe, s-a dat jos de pe tron. Și a pus copilul pe tron. Și când te-ai dat jos de pe tron, nu mai ai autoritatea de rege. Și a luat cununa de rege și a pus-o pe capul lui Solomon. Și a zis, să trăiască regele. Bravo că ai putut să faci asta. E un model dumnezeiesc. Așa a făcut Dumnezeu cu copilul lui. Când a ieșit biruitor pe cruce și s-a dus în cer, l-a încoronat și i-a dat tronul. Și așa spune în Apocalipsa că celui ce va birui voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și tata mi-a dat scaunul lui de domnie. Știți unde stă Domnul Iisus acum? Pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Tot cerul i-l a închinat Tatăl în fața lui și el are toată autoritatea și în cer și pe pământ. Și în dimineața asta e Domnul Bisericii de aici. Pentru Nico, ce sălăjean îți bucuros. În momente speciale, omul ăsta, în detrimentul facilităților, că dacă facem o Evanghelie, o acomodăm, am duce-o mai bine așa, să ne facem prieteni. El a stat în picioare și l-a costat mult. Mă bucur să mai văd școala câte un erou. Domnul să te binecuvinteze, să-ți dea har în slujire, că nu e ușor. Să pornim câteva minute la
drum la gândurile care Dumnezeu mi le-a dat în meditație despre acest subiect care aș vrea cu ajutorul Domnului să-l aduc în fața dumneavoastră. Și cine știe, poate prinde bine după cum a fost lucrarea, poate schimbă Dumnezeu ceva astăzi. Nu există nici o prezență a lui Dumnezeu undeva să nu se întâmple minuni. Voi credeți că e prezent Dumnezeu aici? Însuși, asta este o minune extraordinară. Ferice de cei ce cred asta, că înseamnă că se vor întâmpla minuni în viața ta, în sufletul tău, în timp ce îmblăm în Biblie. Așadar, câteva descoperiri la frângere pâinii. Ne-am inspirat și din textul de astăzi pe care pastorul l-a citit. Și patru dintre aceste descoperiri s-au întâmplat și se mai pot întâmpla încă. Primele patru descoperiri s-au întâmplat și se mai pot întâmpla în Biserica Domnului. Unul din ele care va fi la urmă, dacă Domnul ne ajută, nu s-a întâmplat încă. Urmează să se întâmple. Primul lucru care îl vedem, l-am găsit în text, e ușor să-l găsiți, este acest om fals, viclean, Iuda Iscarioteanu, vânzătorul. Era cărturar de profesie. Într-o pildă, Domnul Iisus, când cheamă doi oameni în slujire, unul din ei spun: lasă-mă întâi să îngrop pe tata și pe mama bătrâni și dacă află că eu m-am pocăit și m-am dus cu tine, o să se simtă rău și o să suferă. Lasă-mă să mă duc și după ce îngrop te caut și te slujesc, că îmi place de tine. Domnul Iisus a zis: ei nu se vor pocăi, lasă morții, rețineți ce spun, să-și îngroape morții, morți o să rămână de două ori, tu vină după mine acum. Un altul i-a zis: vină după mine, a zis: lasă-mă măcar o sărbătoare să sărut pe tata și pe mama. Să le spun că m-am hotărât, m-am decis să mă pocăiesc, să te slujesc pe tine oriunde și în misiunile tale și cuvântul tău care spune diferit de lege. Legea s-a zis așa, eu vă zic așa, a zis Mântuitorul. A schimbat foarte multe lucruri. Și a zis: nu. Cine a pus mâinile pe coarnele plugului, că s-așa a iubit de mult chemarea, că deja era cu mâinile pe coarnele plugului. Vedeți, pe ăștia nu-i poți da înapoi, care deja s-au prins. N-ai voie nici să mergi la revedere de la tata. Cine a pus mâna, n-ai voie să mai uite înapoi. Greșești înainte. Al treilea nu-l cheamă Domnul. Se oferă el. Observați ăștia care vin ei și vreau ei să fie cineva. E o problemă. Nu rămâne mult la ideea asta, deși are mari explicații. Învățătorule, eu vreau să te urmez oriunde vei merge tu. Extraordinar. Cum să ne apreciești pe așa? Ofertă. Eu îs hotărât să te urmez oriunde vei merge tu. Și Mântuitorul se uită la el adânc, suspinând. Credeți că Domnul vede în adâncul inimii noastre? Voi îl știți ca mine pe Dumnezeu, cunoaște cuvântul înainte să ajungă pe limbă. Verifică înapoi a noastră, înaintea noastră. Așa e Dumnezeu nostru? Știe tot? Și ce avem de gând să facem peste 5 ani? Slavă la acest Dumnezeu mare care știe tot. Ne cunoaște planurile, le descifrează. Câteodată le mai spune dinainte. Și spune: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi în inima ta. Dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Iisus are nevoie să se odihnească în inima ta. Nu numai să vină și să lăudăm câteva minute aici, nu! El vrea să meargă la tine acasă, să servească masa cu tine, inima ta să fie un loc de odihnă pentru el. Atunci nu mai merge viclenie, nu se mai odihnește acolo.
Nici mândrie, el nu mai stă acolo. El are nevoie de o inimă în care să se odihnească. E așa inima ta astăzi? Cred că mai trebuie să ne pocăim, amen? Ce am vrut să zic, că dacă tălmăcim vulpile au vizuini? Trebuie explicat asta. Ce a vrut să zic, că când a zis păsările cerului au cuiburi în inima ta? Vin, pleacă, zboară, aduc informații. Este inima ta un centru de informații de păsările cerului, murdare. Și cuiburi au acolo. Așa e inima ta. Zboară tot felul de păsări. Și și-au făcut cuib în inima ta. Vulpi, viclenie, vizuini. Rupe, omoară vulpea și duce în vizuine și-o bagă acolo. Asta e inima ta. Asta era Iuda. Mântuitorul l-a lăsat la adunările lui. Interesant. Asta îmi spune mie că pot fi. Au fost atunci, oare după 2000 de ani mai pot fi oameni vicleni cu scopuri? Urlă lumea la această oră, de te sperie, ți-e groază să vezi ce fac prezbiteri, oameni. Ți-e groază! S-au strecurat între voi, o să citesc ceva versete din Biblie. Să mai fie din astea astăzi prin poporul lui Dumnezeu? Vulpi din astea cu informații, cu... Acolo a fost ăsta-i primul, dar nu a putut trece de cina Domnului. De aici nu se poate trece. De aici ori ești condamnare, ori bucurie a împărtășirii. De aici n-a putut trece Iuda. Cina Domnului nu-i pentru ca să se ierte păcatele. Să nu faceți asta. Să faci păcate o lună și să vii să iei cina Domnului și să scapi de ele. Nici de eliberări de demoni nu-i cina Domnului. Când a luat Iuda bucățica, a intrat satana în el. Cina Domnului este pentru cei eliberați de demoni. Cina Domnului este pentru cei iertați de păcate. Judecați-vă, a zis apostolul. Analizați-vă bine că deveniți vinovați că l-ați omorât pe Hristos luând cina Domnului în chip nevrednic. Așa spune Biblia. Nu-i voie să vii cu alte evanghelie. Nu da cina Domnului să ți se vindece copilul de boală. Că ce a zis Domnul, ungere cu un de lemn și rugăciune pentru vindecare. Pocăință pentru iertarea păcatelor și apoi împărtășire. Amen? Nu vă înșelați, oameni buni. Iuda a fost în bordul lui Hristos, în comitet. Iuda a ascultat degeaba în 3 ani Evanghelia. Iuda a văzut minunile lui făcute de Hristos când a umblat pe apă. Iuda a văzut învieri din morți și a fost zero Evanghelia pentru el. A fost zero toate minunile, toate predicile înălțătoare. Perla predicilor de pe munte a fost zero pentru Iuda. Ieșirea lui Lazar din mormânt după patru zile a fost zero pentru Iuda. Ce a însemnat pentru tine ani de zile de Evanghelie? A tot bătut ciocanul lui Dumnezeu la inima ta și nu te-a putut schimba. Doamne, Duhule Sfinte, adu puterea ta prin cuvânt, schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai sfânt, mai adevărat. Doamne, fă minunea, roagă-te în sufletul tău, eliberează-mă de orice gând murdar, de orice patimă, că vine cina Domnului. Nu o lua plin de mizerii. La Domnul nu-i trebuie mult timp să te ierte. Vom mai avea probabil o rugăciune. Dar până atunci frământă-te în tine, roagă-te fără cuvinte, că Dumnezeu te aude să te ierte, să te curățească, să te eliberează, să poți să pui mâna pe trupul și sângele Domnului. Amen? Să vrea să,
să ne gândim la acest om și să-l lăsăm în pace și ce aș vrea eu să concludem la gândul lui e să ne rugăm lui Dumnezeu nimeni de aici să nu fie viclean. E un păcat teribil. Scapă-mă, Doamne, a zis David, omul trufaș și viclean. Viclean e prototipul vicleniei, este satana. El este vicleanul. Tatăl nostru, când a fost scris în limba română, de început, de mult, spune în Tatăl nostru, scapă-ne pe noi de vicleanul. E o limbă română veche, de vicleanul. Vicleanul a reușit să înșele foarte mulți oameni. În Biserica Filadelfia, Domnul să lucreze, să nu fie niciodată asemenea oameni care să fie vicleni și să... Haideți să citim ceva din Biblie, că să justificăm această idee. 2 Petru, poți să pui și sus, dacă vrei, capitolul 2, versetul 1 la 3, zice că pe vremea aia în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi și învățători mincinoși care vor strecura pe furiș. Puteți să fiți atenți la ce scrie acolo? Vor veni și așa pe furiș, cu dulceață, o travă îmbrăcată în miere de albină. Erezii mincinoase, astea vin frumos. Și uite, îți arată cu texte din Biblie, satan a venit cu 3 versete din Biblie la Domnul Iisus când l-a ispitit. Și se vor lepăda de stăpânul lor, care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălerile lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. E adevărat ce scrie aici astăzi în zilele astea? Evanghelia e murdărită de niște oameni care s-au stricurat în lăcomia lor, vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă câștig de la voi, dar osânda lor îi paște și de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. O mare condamnare la acești oameni. Doamne, cerem eliberarea oricărui suflet de sub asemenea influențe satanice. Dacă prin mintea, prin inima căruia s-a strecurat și a reușit vicleanul să te amăzească, aici e Domnul Iisus Hristos, Marele Eliberator, și El să facă minunea eliberării pentru de orice gând murdar care trece pe bulevardul ăsta, de orice stare, Domnul să ne elibereze. Amin. Al doilea lucru care aș vrea să-l observăm la frângerea pâinii, este ceva care nici n-a trecut prin cap la marele pescar din Galileea, Apostolul Petru. În toiul acelei sărbători extraordinare, avusese experiențe cu Domnul extraordinare. Avea descoperiri. A fost un om pe care Domnul l-a ales special să spună biserica lui pe principii, pe credința lui. Și Mântuitorul se îndreaptă spre el. Și a zis, Petre, îți spun ceva, ce faci tu la noapte și unde o să fii mâine. Ăsta e Dumnezeul nostru, care știe tot. E diferit preștiința și predestinația. Unele amestecă și fac rău. După știința mai dinainte, a zis pescarul ăsta altădată, a făcut Dumnezeu proiectele. Și dacă știe dinainte cine nu va fi mântuit, aia e problema. Ai supărat pe Dumnezeu că știe toate dinainte? Te amesteci, te ridici la nivelul ăla. Dar aici, Petre, tu te vei lepăda de mine înainte să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. La frângerea pâinii s-a descoperit șoc și pentru el și pentru cei din jurul lui. A zis, Doamne, dar eu și la moarte. No. Adu-ți aminte. M-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. I-a rămas la asta ceva. Că Domnul Iisus a rugat pentru credința ta să nu se piardă în momente dificile. Doamne Iisuse, îți mulțumim
că nu trăia singur Petru fără rugăciunea lui Hristos. Suntem praf, suntem vulnerabili la ispite, dar dacă Domnul este cu noi, suntem mai mult decât biruitori. Slăvit să fie Domnul! Petru a fost șocat. Petru, într-o împrejurare, când a zis Domnul Iisus, cine zic oamenii că sunt eu? A zis unul, zic că ești Ilie, eu un împătăzitorul, unul din proroci, ești mare. Dar voi, ce ziceți? Noi nu știm să zicem multe despre Dumnezeu, dar când Duhul Sfânt vine peste noi, zicem lucruri mari despre Dumnezeu. Și Dumnezeu din ceruri a venit peste lepădatul ăsta, a venit peste el și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Gloria Domnului! Ce experiență! Până mai ieri să vorbești despre Dumnezeu lucruri înalte și la noapte să cazi victimă unei femei care te ispitește, unui drog, unei îngânfări, unei cât ești tu de faimos, nu suntem nimic. Faimos e Hristos, dacă e noi, bine. Petru a avut experiențe mari cu Domnul. Mereu a fost chemat în casă, între cei trei, la rugăciune în Ghețimani, în casa lui Iair. Domnul lua pe el și pe fiul lui Zebedei și îl băga la locuri mari. Și Petru a mai recunoscut ceva, numai că e Hristos, e Fiul lui Dumnezeu, cum și noi poate că am fost așa. Odată, mi se pare Luca, capitolul 5, e o minune a pescuirii și Domnul zice să pescuiască, eu spun, nu sunt pești aici, toată noaptea ne-am trudit, nu sunt pești, dar dacă tu zici, la porunca ta, mai aruncăm odată așa cumva că tot nu prindem. Cam asta e ideea lui Petru. Aruncăm pentru că zici tu, dar pești nu sunt. Și pentru că a zis Domnul, toți peștii din Marea Galilei au fugit în plasă până n-au mai putut să încapă, să înghesuiau, care să intre în plasa lui Petru și a lui Ioan. Știi ce a făcut Petru atunci? Ce faci și tu când vin binecuvântările lui Dumnezeu pentru tine, peste tine, nu? Așa faci. S-a trântit la genunchi lui Iisus jos și a zis, între noi doi e mare diferență. Tu să pleci de la mine, că eu sunt un om păcătos. Iuda n-a zis niciodată asta. Pentru Iuda a fost banii, a fost că e faimos în bordul lui Hristos, el e un cărturar mai deștept ca toți, dar pentru Petru nu. Petru s-a dat la genunchii lui și a zis, nu-s vrednic, pleacă, eu sunt un om păcătos. A fost interesant, parcă e povestea mea, așa ta povestea lui. Nu? Ai recunoscut pe Dumnezeu? Recunoști că ești un păcătos, Petre? Dar Petru n-a fost gata să moară pentru Iisus. Petru a vrut să salveze viața și oricine vrea să scape viața o va pierde. Și oricine își va pierde viața și o va da pentru mine și Evanghelie, o va câștiga. Chiar serios. Eu nu-s gata să mor pentru Evanghelie. Tu ești? Ești gata să stai în picioare pentru adevăr? Să mori pentru El? Să suporți mizeria ocară, să te bajocorească toți? Petru n-a fost gata. Când a văzut că pentru adevăr Hristos e scuipat, lovit, legat la ochi, prorocește cine te-a lovit, s-a uitat să vedea cum îl bate în pridvor. A zis, eu nu-l cunosc, eu nu-s gata. Ești gata? Înseamnă pentru tine Evanghelia asta mai mult decât viața ta. Poți muri pentru ea. Ai milă, Doamne, de noi și că nu poți merge în cer altfel.
îți pierzi viața. Dacă nu ți-o jertfești pentru Hristos, nu ești pocăit. A doua descoperire a fost Petru la frângerea pâinii. A mai avut ceva ce aș vrea să avem toți astăzi. La Petru i-a părut rău și s-a pocăit. Știți, au ascultat cocoșul de două ori, două predici, asta. Să auzi Evanghelia, să auzi Evanghelia, nu s-a trezit de tot, dar s-a întors privirile și s-a întâlnit două priviri, cele mai sfinte priviri care a fost pe Terra vreodată și mai dulci, mai pline de dragoste, privirile Mântuitorului de sub bătăi și cu privirile unui păcătos ca mine și ca tine și ca Petru lepădat. Și ce s-a întâmplat când s-au întâlnit? O, Doamne, uită-te spre noi astăzi. Uită-te spre cei ce se uită spre tine. Ne pare rău că te-am tratat ușor. Ne pare rău că nu ne-am jertfit pentru Evanghelie, n-am stat pentru adevăr. Am vrut o Evanghelie să ne acomodeze pe noi, să nu ne pierdem prietenii. N-am vrut să spunem adevărul, ca să avem succes, să fim faimoși. Îmi pare rău, stăpâne! Nu te poți pocăi până nu ți se întâlnesc privirile cu Domnul. Poți să știi multe de Dumnezeu. Eu v-am știut așa de multe, că a spus că și pământul stă pe nimic și se învârte. L-a învârtit cineva, i-a dat viteză, când se oprește să se preface în zdrențe. Dar nu s-a pocăit. Destul. În capitolul 42 își scrie ultimele cuvinte frumoase. Ce bine că le-a scris Iov. Că așa bine mi-au prins când le-am citit. Am auzit vorbindu-se despre tine și nu m-am pocăit. Ți-am comentat de ce m-ai făcut bolnav, de ce mi-ai dat cancer, de ce n-ai dat la altul. Și-a blestemat ziua în care s-a născut bietul Iov. Am mirosit rău în chimioterapii. Am făcut vreo 70 și vă 25 de radiații și sunt în fața voastră. Am terminat joi ultima. Este un Dumnezeu mare care te poate ține în picioare. Amen, amen. Și a zis, nu m-am pocăit destul. Îmi pare rău. Acum ochii mei te-au văzut. Splin de 15 găuri. L-am văzut pe Dumnezeu. A vorbit cu mine, oameni buni. Și mi-a dat viață și mi-a spus, eu l-am auzit. N-ai terminat lucrul, trebuie să mergi înapoi. Și s-a stăs aici că m-a trimis înapoi, n-am murit, puteam să plec acasă. A zis să vin să-ți spun, m-am întâlnit cu El. Și când te întâlnești cu El, te pocăiești în țărână și cenușă. Când te întâlnești cu El, nu-ți mai place de tine. A spus, mă uit la mine, mi-e scârbă de trecutul meu, de euforiile mele. Am fost un nimeni, un nimic, un nemernic. Și eu v-am spus, mi-a rămas ceva ca și la Petru. Oare astăzi, la frângerea pâinii, va avea succes Duhul Sfânt să te zdrobească, să te pocăiești de toate atitudine? Dacă ai să-L vezi, o să te schimbi. Dacă ai să crezi că Dumnezeu îți vorbește, precis te schimbi. Dacă să mă iei că eu îți vorbesc, va trece încă o dată pe lângă tine harul ăsta. Dumnezeu să ne ajute, atunci când îl vedem pe Dumnezeu în lucrurile lui mari, să reușească Dumnezeu să ne lăsăm modelați de Duhul Sfânt, de Evanghelie, ca să putem să ne bucurăm de promisiunile Lui. Amen. Aici a fost o mare provocare cu Petru. Doamne, păzește-ne de cădere. Doamne, ajută-ne să putem renunța la toate pentru Tine. E concluzia numărul 2, da? Mergem la a treia. Sper să mă... Unde... Este timp, Ionuț? Nu, se fuge timpul. Numărul 3 este doi oameni care mergeau spre Emaus. Știți povestea de la ei de atâtea, în fiecare an zicea, da, nu, dată, frate Beni, de 20 ceva de ani, tot mergem spre Emaus, când eu, când tu,
Iar am mers un pic, Doamne, iartă-mă că am o idee de aici, că la frângerea pâinii în Emaus s-a întâmplat ceva. Când Domnul Iisus a frânt pâinele și s-a rugat, li s-au deschis ochii și au cunoscut că Iisus e viu, trăiește și s-au văzut dezamăgirile lor și lucrurile lor de pe drum. Deci ce vreau eu să spun aici, oameni care ar fi vrut să schimbe guverne, ocupați de politică, nu la noi la adunare, dar zic așa mai repede, că nu sunt din aia care pun pe Dumnezeu să aleagă partide și nu știu ce, ei au avut să... Am crezut că am avut nădejde, că... Și nu... N-au crezut total scripturile. Deci sunt foarte mulți care iau ceva din Biblie. Le place ceva, dar nu tot. O evanghelie așa, cu care să trăim noi, așa cum ne place nouă. Așa i-a mustrat Domnul. Zăbafnicilor cu inima nepricepuților. Când e vorba să credeți tot. Ziceți amin. Tot ce au zis prorocii, tot ce scrie în Biblie. Că nu putem nici o iotă să scoatem de aici, că ne scoatem pe noi. O poruncă, dacă calci, ești vinovat de toate 10. Să ne ajute Domnul să credem tot ce spun Scripturile, amin? Este foarte important, asta n-au făcut-o ăștia. Și ei au luat drumul greșit. N-au fost pasionați de ce a zis Domnul, să mergeți în toată lumea, nici vorbă de asta. Ei aveau, erau niște pocăiți așa, mai prosperi, mai cu Evanghelia prosperității. Și la frângerea pâinii s-a întâmplat o minune care aș vrea să întâmple și astăzi, să schimbe Domnul drumurile noastre. Să ne trimită înapoi. Pe când s-a frânt pâinele, zice unul către altul, nu ne ardea inima în noi când pe drum ne tâlcuia Scripturile? O, Doamne, fă asta să ne ardă inima în noi pentru Evanghelie. Iisus e viu, trăiește, are nevoie de aia doi. Mulțumesc, Domnul, că e bun, ne ajunge pe drum de atâtea ori, ne-a întors înapoi, s-a dus la frații lor și a spus, gata, ne-am schimbat, ce-i cu voi, mă? Nu mai vreți să schimbați pe... Nu! Dar ce-i cu romanii? Păi Mântuitor a zis că are și alte oi și vrea să le aducă în carul, în staurul acesta. Nu-ți amintește, adică în 10-a Faptele Apostolului, în capitol, s-a pocăit centurionul roman, nu? Ofițerul de la Roma, pe care a vrut ei să-l schimbe guvernul de acolo, el s-a pocăit, s-a umplut de Duhul Sfânt și a devenit un om extraordinar. Și Pavel s-a dus în casa cezarului și a pocăit pe ofițeri. Dumnezeu iubește pe toți. Ei n-au înțeles. Domnul să ne ajute să ne schimbe. Avem multă treabă noi, mai mult decât să ne ocupăm de astea. Dumnezeu are grijă și în control la istorie. Amin? Și nu vă apucați de aia. Avem atâta treabă nefăcută la noi. Nu ne-am instruit copiii, nepoții, destul tineri au nevoie. Și nu-ți pierde vremea cu ziarele și informațiile, că îți împli capul cu ce e rău. Am plecat de aici și aceasta a fost punctul întoarcerii și trezirii. Amin? Trezește-ne, Doamne! Ajută-ne ce treabă avem noi. Punctul 4 s-a descoperit. Și aici ne ajută foarte mult la frângerea pâinii, la înmulțirea pâinilor. 5 pâini, probabil de orz uscate ca să reziste la căldurile alea și 2 pești uscați cu sare multă pe ei, la un copil din traistă. Când Domnul le-a luat în mână și după ce s-a rugat le-a frâns, tot erau pâini, tot împlea coșul și tot erau. Ce înseamnă asta? Atâta de mult mă liniștește minunea la frângerea pâinii în pustie, încât nu mă mai pot îngrijora cu un Dumnezeu care e dătător de pâine. Amen? Nu te mai îngrijora, pâinile vin din mâna Lui. Dar știți când le-a dat pâini? După 3 zile de foame, de ascultat predica, la ăștia le-a dat pâini. Ăștia au uitat de capul lor. Leșinau pe drum de foame și apostolul a zis, dă-le drumul, n-au mâncare. Aici ai mâncarea, pâinea. Dați-le voi, păi noi n-a... Lasă că ea este pâine. Face mai mult viața decât hrana. Omul nu va trăi numai cu pâine. Le-a mai povestit Domnul asta. Dar ăștia care nu și-au mai văzut capul de a asculta predici, cu desagii de copii în spate, că 5.000 de bărbați, fără femei și copii, mai erau vreo 10.000 acolo. Nu-i număra nimeni femeile atunci.
Și ei tot în triburile lor, i-a pus câte 50, stați acolo. Dacă îți place Evanghelia, dacă ești gata să o dai pentru orice, mai sus decât orice în viața ta, dacă viața veșnică, cuvintele vieții veșnice, sunt numărul unu în viața ta, vei trăi și tu cu o bucată de pâine în lumea asta. Și până la urmă, chiar dacă n-ar mai făta vacile și n-ar mai culege grâu, chiar dacă ar veni foamete mare, tot tu ești Dumnezeul nostru și te vom lăuda și atunci, amin? Slavă Domnului! Așadar, afară cu îngrijorarea, Domnul dătătorul de pâine a demonstrat-o la mulțime. Gata, închei, al cincelea, ești gata și minutele mi-s gata. Nico, să predice, am zis că să vie să predice în locul meu, am zis că, nu știu dacă a meritat să mă asculți, dar Domnul să fie cu tine după masă. La frângerea pâinii, care n-a fost încă, se va întâmpla ceva. Va mai fi o împărtășanie. Va mai fi o masă. Mântuitorul a zis asta, nu? Când se termine toate mesele astea. Când nimeni nu mai frânge pâine aici, nici în pustie să ne dea o coajă de pâine. Gluten free. Iisus a zis: voi bea nou cu voi împărăția Tatălui meu. Vă mai adun odată la masă. Eu mă voi încinge și vă voi servi pe fiecare la masă. Dragul meu, tânăr și tânără, nepoții mei, veți fi acolo? Vom fi împreună? Că merg familii întregi, Avram, Isaac și Iacu, tu, Gabi, nepoții tăi. Oare vom fi acolo tot? E gândul meu, Dumnezeu să ajute Biserica Philadelphia și pe noi toți. Amen, amen. La masa aceea specială, la care Domnul se va încinge să ne servească când va fi nou, nou. Cina Domnului nu e altceva decât semnul legământului celui nou făcut în sângele Domnului Iisus Hristos. Dar până atunci, o taină asta se va deschide într-o zi și Hristos ne va servi la marele praznic, la marea sărbătoare și ne va cinge, ne va fi ceva nou. Doamne, ajută-ne, târându-ne în lumea asta, să nu cădem victimă, să nu fim niște oameni care să ne pierdem, să nu fie pierzarea veșnică a noastră, să fie salvarea. Dacă am greșit, Doamne, dacă n-am servit Evanghelia cum ea scrie, dacă am luat alte drumuri, iartă-ne și ajută-ne astăzi să ne putem împărtăși cu trupul și sângele Tău, că dacă nu ne împărtășim aici, nici dincolo, la masă nu suntem. Iartă-ne de toate și ajută-ne ca la marea masă și minunată, toți care astăzi m-ați auzit de aici, să nu lipsească niciunul. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.